Sute de șoferi au fost verificați astăzi dacă au consumat alcool în cadrul unei operațiuni speciale desfășurate de inspectorii de patrulare. Acțiunea a avut loc pe porțiunea de drum Micăuț-Peresecina din raionul Orhei. Polițiștii au ales anume acest tronson pentru că anul trecut acolo s-au produs cele mai multe accidente rutiere. Pe traseu s-au creat cozi imense, dar nici un conducător auto nu a fost prins beat la volan. Conducătorii auto au fost supuși unor teste pentru a stabili concentrația de alcool în aerul expirat din habitaclu. Asta efectuăm un test pasiv. Cum vă simțiți dumneavoastră? Foarte bine. Deci arată fără alcool. În urma verificărilor, care au durat 2 ore, niciun șofer nu a fost prins băut la volan. Șoferii salută acțiunea întreprinsă de inspectorii de patrulare. Trebuie de mult să fie așa ceva, deoarece astfel se reduce numărul accidentelor rutiere. Trebuie de verificat șoferii, cât multe accidente. Obișnuiți să urcați băut la volan? Nu, niciodată. Mai mult, o șoferiță a venit cu un mesaj la adresa conducătorilor auto nedisciplinați. Să fie cât mai prudenți la trafic și să se gândească în primul rând la viața nu numai a lor, dar și a celor din jur, a pietonilor. Foarte multe accidente se întâmplă anume din cauza consumului de alcool. Potrivit polițiștilor, în 2015 pe traseul Chișinău-Orhei au fost înregistrate peste 80 de accidente rutiere în care și-au pierdut viața 15 persoane, iar 135 au fost rănite. Scopul este de a preveni conducerea în stare de ebrietate și a ridica nivelul de siguranță în traficul rutier. Și anume, fiind un sector nemonitorizat și respectiv la moment după ce a fost reparat predispus posibilității de a conduce cu viteză excesivă în stare de ebrietate, de multe ori neadoptâți la condiții de naturale, deci avem și deraieri, tamponeri și alte probleme. De asemenea, acum o lună, pe tronsonul Micăuț-Peresecina, o femeie de 33 de ani și fiica sa de 7 ani au murit după ce mașina în care se aflau a fost lovită frontal de un alt automobil în timp ce staționa pe marginea carosabilului. În urma impactului, alte 4 autoturisme s-au ciocnit în lanț. Potrivit polițiștilor, operațiunea de prevenire a accidentelor rutiere va fi desfășurată în curând și pe alte trasee naționale. Șoferii care vor fi prinși în stare de ebrietate la volan se vor alege cu o amendă de până la 10.000 de lei și vor rămâne fără permis de conducere de până la 5 ani.